ziua cu numărul, nu știu să mai număr. Plecăm din Elveția, suntem în Interlaken. Pentru diseară n-avem cazare. Să vii să mă ajut și pe mine. Serios, să mă ajut și pe mine. Să mă tragi. Crico. Nu e, vezi, nu, vezi că se vede piatra aia. Nu, că stăm, nu-i problemă. Foarte frumos orășelul ăsta. Seara am primit și ceai gratis. Am mâncat pizza pe malul apei. Ne-am plimbat un pic pe jos. Interlaken se numește orașul. Foarte simpaticuț așa. Și o priveliște minunată, cu munți, cu alea, alea. Foarte scump. Mi-am luat cea mai scumpă banană. Eu dimineața mănânc doar banane și de aici mi-am luat cea mai scumpă banană. 1,80 €. O banană. Cu ăsta, da. Poți să fii de culoare albă sau de culoare... Bă, bă, bă! Țărane! Ia uite-l, mă! Odată... Negru? Ce alb negru, mă? Păi spuneai culoare albă, spun de culoare albă. Cântam, mă. Poftiți! Du-o! Bravo! Dacă e a lui, îl rog frumos să mă lase să fac o poză înăuntru. Hello! Hello. Is it yours? Yeah. Nice. Yeah, we fly. Huh? We're off in a few minutes. Really? Yeah. I have one question. Can I take a picture inside? Oricum nu-mi plăcea culoarea. Dar nu-mi place pe portocaliu. Ce tare. 1.000.000 de euro elicopterul. Greu o fi, o, pentru unii. Ce drăguț, nene, mi-a explicat chestii pe acolo. Uite, ăsta e, asta face aia. Băiatule, cum e și aici? Cât de superb! Ia uite!
Alexandre, ia zi, cum e? Foarte, foarte frumos. De ce nu te-ai oprit cu noi? Pentru că era prea târziu, era mașină în spate. A venit moșul și m-a lăsat să fac poză în elicopter. Da? L-am rugat frumos și m-a lăsat. Da, în weekend? Da. A dus elicopterul pe geauta aia? Da, și ci că pleacă. Un milion de coco. A costat. Da, elicopterul. Ați făcut alți poze în elicopter? Nu, numai eu. Păi da, numai eu l-am rugat. Că restul... Spune, cum este aici? Foarte frumos. Like a motherfucker! Cum este? Bâlela cu? Ce? Da. Mutat puțin mai la frumos. Doriți a-mi muta hoitul? Bun, dacă mă rogi așa frumos. Cum o fi să faci școală aici în Elveția și să fii începutul, uite cum e gagica aia, să te plimbi pe aici toată ziua? Le dai clasă la toți după aia, după un an de zile ești rosi. Mă scria 2224. Uite pe tablița aia. Joacă pasta. Joacă pasta. Cum arată aici? Facem? Ne bucurăm de priveliște. Asta facem. Bă, da. Să cadă. Tu tot dărâm. E prea grea pe partea asta, mă. Bă, ți s-a rupt cricul. Ăsta nu e rupt. A? Așa ar trebui să stea? Are nu știu ce să zic. Acolo, bă. Lasă-o că ține. Dar de ce ne fac pe prin ca să ne prinde ploaia? Oricum ne prinde ploaia. Și oricum nu avem, suntem boschetari în seara asta. Dar suntem... mai drăguț? Tocmai aia, să pierdem timpul. Mai drăguț de atât? Și mai drăguț de atât? Uite, te uiți la mine și e perfect. Când era poliția acolo sus, mi-a făcut semnul unul cu duba. Și am lăsat. Te fac toată poza, că l-are pe el. Te-ai uitat un pic la mine? Cam 30 de kilo ud. Va contează. Și el vorbește, știi? Că e cât noi toți la un loc. Mă referam la mine. Ah, ok. Așa.
găsit și aici. Parcă m-am mai trezit un pic de când am dat de pasuri. Și rece, foarte rece. Și curbe și toate astea. Este al doilea sau al treilea pas pe ziua de astăzi. Am băgat, am băgat și astăzi. Foarte frumos în schimb, super. Nici nu știi, bă, care e mai frumos, sincer. Toate sunt, toate au ceva aparte, toate sunt mișto, toate, știi? N-aș putea să fac un top. Mai ales astea din Elveția, chiar îți plană toate. Superbe. Mamă, ce aici? Telecabine, telescaun. Ce frumix. Și pe aici trece un tren Glaciar Express, am văzut. Adineori a trecut pe lumea, care te plimbă bănesc Piz Calmont. 2000 cât? 2046, ok. Ăsta la altii mai micuț decât celălalt. Wow. Păi nu te stresez. Hai că am fântat ploaia și astăzi, dacă e. Nu știu cum am reușit, dar este ora 4, cred, 4, 4 și ceva. Ne îndreptăm spre Cur, așa se numește orașul. Am vrea să mergem să păpăm ceva. Am găsit o cazare, nu știu exact unde, dar scumpă, 200 de euro pe noapte, o noapte, între toți 5. Vrei poză la Cur? Vrei poză la Cur? Poză la Cur? Bă, dar zici că cine știe ce e? Unde stăm în seara asta, în Cur? Tu nu vrei poză la Cur? La Cur? Opa. Da, s-a blocat, bă. Cât ești aici? Așa, vrei poză la Cur? Nu, nu, așa, dar se va. A, am crezut că vrei poză la Cur. Ce glume avem și noi. Ia. Ne văd ăștia că facem poză, cine știe. Ce au ăștia, mă? Nu vrei, bă, Cur? O că a zis că are. Ai Cur? Vine, fai cu Cur. Strică, mă, strică. Ia uite, ai și crăpatul, să-mi bă picioarele. Ai crăpatul, uite. Da. Putea fi altă, ăsta fi de zis. Haideți, boșilor, că mi-e foame. Foarte amuzant. Eu m-am distrat foarte, tare cu faza că mergem în Cur. Și unde ne cazăm? Deasupra la Cur? Sau mai sus de Cur? Ce e mai sus de Cur? Să știu să caut. Numai glume de clasa a 3 am avut cu orașul ăsta. Da, miroase exact ca în Cur. Miroase a Cur în Cur. Mai urla, bă! Sălbaticule! KFC, KFC, uhuu, aha! Bă, ce sălbatici sunteți! Bă, dacă ți se rupe cricul și a căzut pe-a mea, stai, dracu, te-am mâncat! Eu zic să te duci să-ți cumperi o motoretă. Data viitoare să-ți iei și să-ți prinzi cu șurub. Data viitoare fac de obicei, dar să poți și tu ochelari, să vezi ce fain e pe motor, că nu-i dai jos și îi pui de 10.000 de ori. Dar de ce-mi dorești rău? Dar de ce-mi dorești rău? Și că să port și tu. Ia dă-mă ochelarii, Iancoa. De mâine, de astăzi îi port. Că tu cât de cât da, eu văd. Fără... Mamă, de asta nu vede deloc. Da. Că tu ești obișnuit și pe tine nu te încurc. Uai, de capul. Da, eu dacă nu iam, trebuie să iam. El nu merge, că nu vede. Da, mă, un băț alb. Asta e avantajul tău, că nu-i uiți. Păi n-ai cum să-i uiți dacă nu mai vezi. Da, că nu găsește motorul. Nu vede casca. Da, se lasă seara. Am mâncat un pic rapid. Acum mergem la cazare și ne schimbăm, facem un duș.
ne relaxăm, căci mâine este ultima zi de Eurotrip, zi care o să fie drumul spre casă, practic. A fost frumos și astăzi, nu pot să zic nu. Numai off-road în Elveția n-am făcut, sau nu m-am gândit că o să fac. Și acum mai ieșim și ne ducem tot pe munte. Cred. Am ajuns în orășel în care o să poposim noaptea asta, foarte frumoșel, micuț așa. Sat de munte. Chicken wings, chicken wings, I'm gonna get chicken wings, chicken wings, chicken wings. CFR-ul, ale, ale. Ce frumos este pe aici. Tot verde, câmpii, dealuri, munți. Am reușit chiar. Bă, dar chiar așa, uite, n-ai nimic aici, bă. Ai un Dodge roșu, ce vrei mai mult de atât? Da, bă, dar dacă știam. Eu am crezut că mă duci acolo, la castelul ăla, că-s prins. Da, și am crezut, că te prins, că duci la castelul. Da. Așa ar fi fost. Păi. Vreau să fie castelul ăla care l-am văzut prima oară. Păi acolo. Păi acolo, păi da. Te-am arătat frumos. Sigur, asta a fost cea mai ușoară cale. Până nu. Nu, că a fost un drum drept, dar el a ocolit pe acolo. Nu exista. Ba da. Păi noi mergeam pe lângă cel principal. Nu v-a plăcut prin marea de seară, nu v-a să